Salutare, nogivanilor, bine v-am găsit la un nou episod de Granny Multiplayer. În cazul în care mai vreți Granny Multiplayer pe canal, apăsați în momentul ăsta butonul de like, dați un share, recomandați clipul unui prieten, nu uitați de un subscribe în cazul în care încă nu v-ați abonat și, cel mai important, un follow pe Instagram la nocif.insta, să facem 10k și acolo. Și, nocivanilor, nu m-am jucat eu până acum pe alte hărți în afară de de harta cea nouă, care nici măcar nu mai știu, Camp sau nu mai știu cum se numea. Și harta originală Granny. Așa că m-am gândit să... Stai, țin să dau mai încet. M-am gândit să intru pe o altă hartă, să vă arăt toate hărțile. Probabil că episodul o să se numească Update Granny Multiplayer și o nouă hartă sau ceva de genul ăsta. Nu este chiar nouă harta, dar este nouă pentru canalul nostru. Hopa. Oulu, what the fuck, man? Uite cum arată Granny. What the fuck? Sper că nu mă poate prinde. Ok, am închis ușa în nas, aparent. Uitați-vă cum arată, boys. Oh my god. Harta asta e destul de interesantă, se numește school, adică școala. Și pentru cei care n-au jucat încă, o să vă cam arăt ideea hărții. Sunt două ieșiri, aia de acolo și mai este încă una aici undeva. O să vă arăt imediat. Din păcate, o mai intrat cineva și a murit direct. Mai este încă o ieșire undeva aici, în partea asta, în capăt. Uite, se vede acum. Și treaba e cam la fel. Tot așa trebuie să găsești cheile necesare, padlock key, master key și așa mai departe. Doar că este o altă hartă și sunt puse altcumva, îți dai seama, mai altfel puțin. Mi se pare super interesant că aici pe Granny Multiplayer, pe Roblox, ai multe chestii de făcut, pentru că sunt undeva la 4 sau 5 hărți, nu mai rețin exact. Și, frate, nu te plictisești. Dacă tot timpul schimbi, n-ai cum să te plictisești. Sper să nu fie hârca pe aici. Uite-o! Aolo, 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 fac, 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 vine hârca! Du-te, boss, du-te tare! Ok, și până acum eu n-am făcut absolut nimic. Dar nocivanii sper că vor face ceva. Dacă vă întrebați, mă joc alături de abonați. Dacă vreți și voi să vă jucați, tot ce trebuie să faceți este să dați click pe primul link din descriere dacă vreți să vă uitați de pe calculator. Da, de pe calculator, voiam să zic telefon. Și al doilea link este pentru telefon. Mai pe scurt, primul pentru calculator, iar al doilea pentru telefon. Știu că aici undeva în dreapta trebuie... Ok, am găsit și un ciocan. Aici în dreapta trebuie tăiate firele. Bine, hârca. Bun. Suntem toți așa în echipă. Bă, am crezut că s-a închis acolo. Sper că nu a pus o capcană aici, nu a pus. Asta e bine. Nu prea știe să joace dacă nu a pus capcană aici. Și să sperăm că avem șanse să evadăm. Suntem împreună aici cu Sergio, Mar, Tudor și Dalia. Iar Granny este Tretersfesef. Ce pana mea de nume. What the fuck is wrong with this name? N-are nicio șansă hârca să ne prindă. Este o capcană aici. Sper că aveți grijă nocivanilor la ea. N-are cum să te prindă cu capcana aia. Iar acum, sincer, mă țin după nocivani. Hai să închidem aici. Să nu cumva să-l prindă. Să nu știe că sunt oameni acolo. Eu am închis ca să nu vadă hârca că sunt oameni acolo. Sper că nu a prins pe nimeni hârca. A prins pe cineva? Da, probabil că a prins pe cineva. Îmi pare rău. Sper că nu a murit din cauza mea atâta. Măcar sper. Avem aici ăsta, îl luăm cu noi. Văd că Sergiu a luat, nu știu ce a luat. Este ok sau ceva? Cred că e codul. Cum este în Granny cod, aici probabil ăsta ține locul codului. Mă gândesc că e hârca pe aici pe undeva. Nu vine. Ok. Nu știu că pot folosi undeva ăsta. Sunt cam bâtă pe harta asta, sincer să vă spun. Lăsăm ciocanul aici, în cazul în care ne mai trebuie să-l avem acolo. Iar hârca o să vină. Da, uite, codul a folosit acolo, la chestia aia verde, în stânga. Și acum nu știu ce ne mai trebuie. Uite o rangă. E ok. Văd că Sergiu știe foarte bine să joace. Așa că îl urmăm pe Sergiu și Doamne ajută să scăpăm și noi cu el. Hai, Sergiu, arată-ne calea. Și mai este încă o hartă, Office, pe care încă nu cred că am filmat-o pe canal. Iar voi puteți să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți Granny Multiplayer, iar dacă mai vreți arătați-mi asta printr-un like, un comentariu, un share și un subscribe. Iar dacă vreți și un follow pe Instagram la nocif.insta.
și să-mi spuneți și ce hărți să mai jucăm în cazul în care mai vreți să jucăm Granny Multiplayer. Dar bănuiesc că mai vreți. Sper să nu dau de hârcă în față, că suntem cam rip. A, nu, n-are treabă în spatele nostru. Mă bucur că nu știe să pună aici capcană. Pe harta asta, dacă ai pus aici capcană, cam nașpa pentru noi. Cred că cu... Da, uite, o dată aia jos. Așa că mai pot face eu ceva. Okidoki, hai să vedem. Ne ținem după Sergiu, să vedem ce mai face Sergiu. Cu ocazia asta învățăm și noi, și eu și voi, nocivanilor, cum putem scăpa de aici. Okidoki, hai să vedem. Sergiule, arată-ne calea, boi. O deschis băiatul meu dulapul. Nu știu de ce. Probabil vine hârca pe partea cealaltă. Sau ne așteaptă aici. Nu știu ce naiba ne mai trebuie. Hârculiță. Sper că nu ești naiba prin dulapă aici sau ceva. Că direct infart, ce fac. Îmi place când joc așa cu nocivanii. Că mă ajută ei și nu prea trebuie să-mi dau prea mult interesul. În același timp mă și joc cu ei. Aaa, fii atent că trebuie să tăiem și acolo, am înțeles. Și cred că putem scăpa, dacă nu mă înșel. Sper să nu fie hârca aici. Nu e aici. Uite, trebuie să tai acolo, firul ăla. Ok. Și acum ce ne mai trebuie? Oh, nice. O deschis alea. Ne mai trebuie Master Key-ul, dacă nu mă înșel. Dar de unde ne evaluăm? Ai tu Master Key-ul? Nu-l ai. De unde facem noi rost de Master Key, nocivanilor? Hai, mai avem 8 minute, avem timp. Oi, oi, oi. Nici măcar nu cred că trebuie să ne grăbim sau ceva. Timp avem, liniștit. Hai să căutăm cheia. Unde poate să ascundă hârculița cheia? Ce mă vine aici? Fuck, de ce mi-ai închis ușa în nas, boss? Bă, dar aici suntem blocați, bă. Nu-i bine să stăm acolo, nocivanilor. Bă, dar înainte era blocat acolo. Sper că apuc să ies de aici. Fără să dau de cotârcă. Bun, n-am dat de cotârcă. Avem nevoie de Master Key și... Sincer... What the... What the fuck, man? Bă! Unde pana mea se ascundea cotârca? What the... Opa! Sunt rip. Oh my god! Era să mă sinucid. Nici măcar nu o să mă mai uit înapoi. Nici... Ba, mă uit. Ok, încă e în spatele meu. Nici măcar nu o să mă mai uit de acum. Fuck. Tere. Lasă-mă, frate, în pace. Cotârca, vine cotârca. Ok, am închis ușa. Master Key, sincer, nu știu unde este. O deschis? Okidoki. Sper să apuc și eu să nu vină hârca. Please. Azi o să dăm pe hârgă ceva, girgă, pârgă, cotârcă. Cotârcă, vine cotârcă. Salut. Oh my god, 208 dolari. 208. Yeah. Și ce putem face cu dolarii astea? Ăștia putem cumpăra de aici de la shop. Chestii cum ar fi. O bâtă nouă. Dar noi, bă da. Frate, aveam și ăsta, unde e așa bun? Deci eu am topor în loc de bâtă, asta ar fi bâta basic. Am două perechi de coarne, nu mă întrebați de ce. Dar aparent jocul ăsta e atât de noob, încât te lasă să cumperi două și eu am cumpărat din greșeală. Aveam înainte și asta, cum îi zice, rochea lui Bunny, o aveam cu sânge pe ea, dar aparent nu o mai am nici pe aia, nu știu de ce. Jocul din nou mă iubește, uite, asta era cu 650, dar acum nu mai am bani. Hai să vă arăt și chestia asta cu skillurile. Poți uite de... Nu. A, uite de aici de la upgrade. Poți să tot încerci, gen să-ți dai upgrade. Dai bani, pac. Oh, și acum am level 2, deci mă mișc mai repede cu hârca. Și pot încerca să-mi iau viteză și pe ăsta, dar n-am mai trebuie puncte. Faza faină e că poți crește în level și bineînțeles cu cât crești mai mult în level, cu atât te miști mai repede. Stai mai puțin în capcană. Îți crești în timpul în care ești mort, cred. Deci poți foarte multe upgrade-uri să le duci la un nivel foarte mare, pentru că se și vede, am level 2 și eu, cât să zic, 3% poate. Deci probabil că sunt vreo 80 de nivele, dacă nu mă înșel. Și e foarte interesant, poți face multe chestii.
Cam asta a fost episodul Nocivanilor. Nu uitați de un like, un share, un subscribe în cazul în care v-a plăcut. Nu uitați și să recomandați clipul unui prieten, un follow pe Instagram m-ar ajuta super mult. Dacă vreți și voi să vă jucați cu mine Granny Multiplayer, tot ce trebuie să faceți este să intrați pe primul link din descriere, să-mi dați un follow. Dacă vreți să vă uitați de pe calculator, intrați pe primul link din descriere, îmi dați un follow pe StreamCraft, vă logați cu Gmail, Facebook sau ce mai aveți voi acolo, sau vă faceți un cont nou. Iar dacă vreți să vă uitați de pe telefon la mine, puteți să-mi dați un follow și să apăsați pe al doilea link din descriere, iar acolo o să vedeți live-urile când eu sunt live și când fac episoade. Vă salut cu respect, numai bine! Prrr!